de la debutul simptomelor, pentru că dacă nu prinzi evoluția, deci boala nu prinzi în evoluție în primele zile, când atunci apare deșteptul tipică virusul, practic inițiezi tratamentul fără niciun folos. Și pacientul trebuie să nu aibă formă severă de boală, deci trebuie să fie o formă ușoară, cu saturații bune peste 93%. Și trebuie să aibă cel puțin unul din anumite criterii, factori de risc, hipertensiune, boli cardiovasculare, diabet, dacă este un pacient transplantat, imunosupresat, pe tratamente imunosupresoare, sunt niște criterii bine stabilite în protocolul de tratament național. Până acum a dat rezultate? Tratamentul noi avem pentru... un pacient, chiar ieri a fost administrat, Curița Rotaru l-a administrat, un pacient în vârstă de 50 de ani, am înțeles că domnul este cu transplant cardiac pe tratament imunosupresor. La Madrid a avut această intervenție. Este nevaccinat. De trei zile a fost cu simptome digestive. S-a prezentat la spital. Doamna doctor l-a evaluat și i-a administrat tratamentul cu anticorp monoclonal cu evoluție, toleranță bună și lucrurile, cel puțin până acum, sunt bune. Deci ăsta e momentul în care trebuie, mai ales la pacienții care sunt cu factori de risc. Acest pacient este cu risc major de evoluție nefavorabilă în astfel de situație, fiind un pacient imunosupresat. Și, bineînțeles, se continuă tratamentul de susținere și cu antiviral în continuare.